Știm că Sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu. Suntem convinși de lucrul acesta. De aceea, în această dimineață, aș vrea să ne concentrăm pe lucrul acesta, fiindcă masa Domnului este în fața noastră. Motiv pentru care o să citesc din Scriptură un text care ne ajută pe fiecare să înțelegem ce anume vrea Dumnezeu să vadă în viața noastră. O să citim din Marcu, capitolul 14, începem cu versetul 66. Marcu 14 cu 66. Pe când stătea Petru jos în curte, a venit una din slujile marelui preot. Când a văzut pe Petru încălzindu-se, s-a uitat țintă la el și i-a zis: și tu erai cu Iisus din Nazaret? El s-a lepădat și a zis: nu știu, nici nu înțeleg ce vrei să zici. Apoi a ieșit în pridvor și a cântat cocoșul. Când l-a văzut slujnica, a început iarăși să spună celor ce stătea acolo: acesta este unul dintre oamenii aceia. Și el s-a lepădat din nou. După puțină vreme, cei ce stăteau acolo au zis iarăși lui Petru: nu mai încape îndoială că ești unul din oamenii aceia, că ești galilean și graiul tău seamănă cu al lor. Atunci el a început să se blesteme și să se jure: nu cunosc pe omul acesta despre care vorbiți. Îndată a cântat cocoșul la a doua oară și Petru și-a adus aminte vorba pe care o îi spusese Iisus: înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Și gândindu-se la acest lucru, a început să plângă. Amin. Vă invit să vă așezați. Scumpă Biserica Domnului Iisus, noi am venit în această dimineață în casa lui Dumnezeu ca să ne întâlnim cu Dumnezeu, dar am venit din mijlocul unei vieți plină de dificultăți. Probabil că sunt unii dintre noi care au tot felul de suferințe, au boli sau pe cineva foarte apropiat, foarte drag, bolnav. Alții au datorii sau au tot felul de alte probleme și necazuri cu care se confruntă și am încercat să lăsăm toate lucrurile acestea la ușa bisericii și să intrăm aici cu sufletul pregătit să ne întâlnim cu Dumnezeu, să ne concentrăm asupra relației spirituale personale cu El și asupra vieții noastre duhovnicești. Lucrul acesta nu este ușor de făcut. El impune un mare efort de voință. Știți că atunci când facem un lucru ne putem concentra puternic la ce facem sau îl putem face cu un sfert din mintea noastră în timp ce ne gândim și la alte lucruri. Am citit textul acesta ca să vă spun următorul lucru. Unul dintre cei mai proeminenți ucenici ai Mântuitorului s-a lepădat de Domnul de două ori. Lucrul acesta nu l-a făcut Iuda, l-a făcut Petru, marele apostol al Domnului. Prin faptul că marele apostol al Domnului a făcut păcatul acesta, nouă ne spune că fiind mai slab decât el, noi îl putem face mai repede și mai ușor. Observați însă că păcatul lui Petru a fost amendat, a fost avertizat de un semn pe care Dumnezeu l-a lăsat ca să-i aducă aminte. Un cocoș a cântat. Dacă ne gândim la noi, probabil că în luna aceasta care a trecut de la cina din februarie până acum, de multe ori am păcătuit în forma în care a păcătuit Petru sau în alte forme. Și n-a cântat niciun cocoș. De fapt, cocoșul pentru noi astăzi este propria noastră conștiință care este luminată de Duhul lui Dumnezeu. Ce ar fi făcut Petru dacă nu cânta cocoșul? Imaginația ne duce la multe răspunsuri. Ce facem noi dacă avem o conștiință adormită care nu mai cântă când păcătuim ca să ne avertizeze că ne ducem într-o direcție greșită? A fost important cocoșul în viața lui Petru. Aproape că cocoșul l-a salvat. De ce? Pentru că după ce a cântat, Petru a început să plângă. Probabil că n-ar fi început să plângă dacă nu cânta cocoșul. Cât de important este să existe un cântec al cocoșului și mai apoi să-ți dai seama că Dumnezeu te-a văzut. Cântecul cocoșului este un mesaj de genul: hei, Luigi, te-am văzut! Hei, Marinel, Viorel, Petru, te-am văzut! Și atunci când, noi știm că Dumnezeu ne vede, dar atunci când lucrul acesta se confirmă, dintr-o dată se naște un sentiment de regret, de amărăciune, de părere de rău, pentru că scopul cu care ne trezim dimineața nu este să păcătuim înaintea Stăpânului. În dimineața aceasta vreau să vă rog pe toți, stând la masa Domnului, să lăsați cocoșul conștiinței, vocea aceasta a lui Dumnezeu din mintea noastră,
să vorbească, să cânte și să ne aducă aminte de toți pașii greșiți pe care i-am făcut. Nu numai cu piciorul, cu gura, cu inima, cu mintea, cu ochii, și lista poate continua. Haideți să îngenuchem.